Modificări importante la legile privind pensiile speciale. Se schimbă nu doar baza de calcul, dar și procentul din baza de calcul. Modificarea cea mai importantă e că acest calcul va fi actualizat cu rata inflației. Sunt două principii foarte sănătoase din punctul nostru de vedere, care oricum nu existau nicăieri în lume aceste defecțiuni legislative, ca să le spunem așa, în sensul că am corectat ca să nu se mai actualizeze pensiile cu salariile aflate în plată, pentru că asta însemna dublarea pensiilor speciale peste câțiva ani, ceea ce este insuportabil pentru bugetul de stat. Sigur că acum ne permitem să plătim aceste pensii, dar în momentul în care se dublează deja devine o problemă pentru buget. Și de asemenea mai este un principiu, la fel de sănătos spunem noi, și anume că nicio pensie nu poate să depășească salariul net. În pensii speciale intră toate, și pensii militare, și pensiile de serviciu. Atunci când vorbim de pensii speciale denumite generic, se referă de fapt la toate celelalte categorii care nu merg pe contributivitate. Liderii PSD ALDE au anunțat că nicio pensie nu va fi mai mare decât salariul, așa cum se întâmplă acum. Fără o plafonare a pensiilor speciale, bugetul nu va mai putea susține plata acestora de anul viitor. Președintele PSD Liviu Dragnea a afirmat că pensiile militare aflate în plată nu scad. El a avertizat însă că dacă nu se intervine pe pensiile militare, impactul bugetar, care în prezent este de 6 miliarde de lei, va putea ajunge în 2 ani la 15 miliarde de lei.